Ne-am întors la știri. România primește un împrumut de 3 miliarde de dolari din partea Statelor Unite pentru construirea a două noi unități la centrala nucleară de la Cernavodă. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a primit astăzi din partea președintelui băncii americane US Exim Bank scrisorile de intenție pentru aceste două împrumuturi de 50 de milioane, respectiv 3 miliarde de dolari pentru construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă. La această ceremonie, care s-a desfășurat în Egipt, au participat președintele Klaus Iohannis, dar și reprezentantul special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru climă, John Kerry. Astăzi au fost prezentate de către Banca Exim a Statelor Unite scrisorile de intenție în ceea ce privește finanțarea cu 50 de milioane de dolari a fazei a doua de construcție, de realizare a reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Cea de-a doua scrisoare de intenție, care prevede un împrumut de 3 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă practic finanțarea fazei a treia, fază care va demara în anul 2025 și se va încheia în anul 2030,